Și ne-am zis că dacă cele 3-4 linii în față, eu le uit. Și dați-mi voi, pentru prima oară, în fața voastră, o venire. Erați obișnuiți, am primat să ne-am zis, fără fiind la Doamna Vecea. Cei care termine frumos, organizată în școala noastră, poartă încărcătura sa publică de emoție și tristețe. Astăzi primim absolvenții promoției 1987, o promoție specială pentru mine, dat fiind faptul că a fost promoția care mi-a dus cele mai mari satisfacții profesionale și a fost una din cele 3 promoții la care eu am fost dirijită, promoția cea mai grea. Ei revin după 24 de ani. Cu siguranță, unii din ei nu au intrat acum în această școală. Și cred că, din momentul când s-au gândit să facă această întâlnire, și au pus mai multe întrebări. Cum va arăta școala? Cum vor fi copiii din școală? Cum vor arăta profesorii? Preiectul început vrem să venim în fața dumneavoastră cu elevii din școală. Așa, ca să ne mai încălzim într-un la mine. Cu clasele de gimnaziu, clasele de care dumneavoastră, nu așa văd toate, în promoția dumneavoastră.